Primăvara a început cu stângul. Meteorologii au emis din nou un cod galben de ploi abundente la nivelul județului Mehedinți. De asemenea, sunt vizate și precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Meteorologii au emis de astăzi o avertizare de cod galben de ploi abundente la nivelul județului. În acest caz, pompierii recomandă curățarea șanțurilor și rigolelor. Totodată, în zona de munte a Mehedințului sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până miercuri, 17 martie, la ora 20, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ploi însemnate cantitativ și temporar intensificări ale vântului. Totodată, în zona de munte sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Recomandăm cetățenilor să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor fluviale, iar în cazul manifestării vântului puternic, să rămână în locuințe sau alte spații închise care să le asigure protecție. Avertizarea este valabilă până miercuri la ora 20. Șoferii trebuie să fie atenți, deoarece ploile se pot transforma în lapoviță și ninsoare, iar vântul se va intensifica în toate regiunile județului.